Și mergem prima oară să luăm niște apă, tată. Să avem și noi pe balcă să ne hidratăm. Gata, Ionuță de la Profi. Așa viața. Am făcut aici o listă. Bă, când eram mic, numai aici veneam niște bol. Am prins 4 pești într-o singură lansare cu magnet mic. Au venit și primii bănuți, tată. Primii bani din magnet fishing. E zi cu noroc că am luat potcoava, tată. Gata, vine acum și bicicleta. Da, mă, da. Ia vezi, bă, pe domnul Cateru. Vezi că ăsta e șmecher? Acesta este conacul mobilul. Și mergem prima oară să luăm niște apă, tată. Să avem și noi pe baltă să ne hidratăm. Nu aici că-ți gâde telefonul. Sunt și noi la umbră aici. Dacă nu are voie, dă afară. Salut, Gheorghe! Salut! Să trăiți dumneavoastră cu la băiatul de acolo. Două secunde, că... No, așa vă numiți, Gheorghe? Da. Noroc, Gheorghe! Salut! Da. Ce-i, Gheorghiț? Mă, și la tine, mă, Gheorghiță. Vrei să apară pe vlog? Da, Gheorghiță. Bine, nenicul meu! Așa? Iubitul meu, gagicul meu. Gata, Ionuță de la Profi. Așa viața. Țigări ai? Am. Mă duc să filmez. Magnet fil, aia la pod aici mă duc la liber. La noi? Da. Bravo, bă. Mă cu magnetul. Uite, bă. Abia aștept. De cu ce știu. Nu mai dau de ăștia, că știu că nu e. Nu mai da. Ia la mine. Hai, nu, că știu bunul ăsta, unde prost. Da, bă. Tu ce faci, ești bine? Mulțumesc, Dumnezeu să fie. Bun, aia vreau să aud. Te pup. Și eu te pup. Și să mă ne revedem. Ai grijă de tine pe acolo, pe la pod? Ah, nu se întâmplă nimica. Așa? Ce se întâmplă? Dacă e, mă salvezi tu. Păi bineînțeles. Hai, pa. Te pup, pa. Hai să-i dăm tot. Prima oprire la Dedeman. Prima oprire la Dedeman. Uită-l pe Popa de la Mediaș. Ia. Bravo! O pantelimonească. Frumoasă. Eu am o rută către Dedeman foarte bine stabilită, să știți. Hai că m-am lăsat, gata. Am luat maxim, acum că e la vale jos, am luat 25. El duce 24, mă. A făcut semnul Nenicu să se bage. Te știu eu pe aici că e niște tâmburi de-astea, uite-le. Uai! E palaș, e zeu popular, mâncalaș. Așa începea melodia aia. Acum facem dreapta, dăm semnal de dreapta frumos. Ne băgăm pe aici. Da, ăla trebuie să-l leg aici. Ăsta e drumul pe care îl fac eu mereu când mă duc la Dedeman. Dane, iartă-mă, iartă-mă. Hazard, s-a hazardat.
A rămas în pană. Cred că era mai bine de pe cap să filmez, nu știu, încă nu știu. N-am mount de cap, am doar de piept. Și o luăm pe aici. Și ajungem la trecere, unde trebuie să ne dăm jos, pentru că așa e frumos. Accelerezi ca să faci tu stânga-dreapta, că ești prost, n-am să cer. Deci, bă, vede că vreau să trec și accelerează, mă, frate. Chiar dacă ești pe bicicletă sau pe scooter, trebuie să te dai jos. La treceri. Și aici, ia uitați-vă, bă, bă, ia, ce-mi văd mie ochii, bă. Mersi. O să dau și pe aici, pe undeva în stânga mea. Chiar o să dau și pe aici. Viteză maximă pe aici. Urlă scuterul. Dar principalul spot este de pe pod sau sub pod. Ia uite pe băieți, fac plajă. La pescuit și la plajă. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ra. Bă, mă, câți oameni la pescuit, bă, băiatule. A, e duminică, mă, eu nu înțelegeam de ce sunt atât de mulți. Uite, de aici o să vreau să dau. Dar nu știu dacă dau de sus. Prima oară cred că mă duc jos. Hai să mergem la Dedema prima oară. Hai, Nenic. Plăcere, dă-și tu din cap, că așa fac oameni. Mergem la Dedema Nos. Încercăm să evităm cât mai mult carasabilul. Salutăm și editorul meu pe domnul Bogdi oficial, Kazaku Macara. Uite aici au udat, băieți. Deci eu trebuie să mă dau cu pieptul mai așa să vedeți și voi. E liber aici, aici de obicei e multă lume, dar în timpul săptămânii. Și văd că e liber. Prea mi-am încărcat, nu mi-am încărcat scuterul 100%. Aici fiind semaforizată, nu mă mai dau jos de pe el. A few moments later. Am făcut aici o listă. Și am nevoie de o pungă mare de rafiu, bandă de izoletă, am scris izolieră, cordelină, coliere și mănuși. Ok, nu o să stau mult cu camera aici, că se supără lumea că filmăm. Salutare, bă, băie, și bine v-am găsit la un nou tip de vlog pe canal, pentru că este tip de vlog. Și până înainte să zic orice altceva, m-au copleșit așa puțin emoțiile, pentru că sunt sub podul de la Pantelimon. Cine știe, cu o mână oraș acum, tată. Ia să vă arăt așa un pic. Bă, când eram mic, numai aici veneam și de bun. Bă, și n-a mai fost de mult așa și m-a compleșit. M-a luat o emoție, să-i spunem așa. Astăzi o să fac pentru prima oară în viața mea, dar și pe acest canal, magnet fishing. Și mi-am pregătit, însă acum e singura oară când mă vedeți. De fapt, sper să mă vedeți în postura asta când scot chestii. Dacă scot chestii tari, bate vântul rău. Sper să mă vedeți în postura asta dacă scot chestii tari. În schimb, o să vedeți din povul meu, pentru că am un mount ăsta de piept. Și prima oară, înainte să ne apucăm, trebuie să facem niște ajustări la magnet și să vă și arăt cu ce magnet dăm.
prea sunt eu obișnuit. Însă, ăla e un căcat. Cred că mai mulți căcat pe aici. Mi-am luat după mine în felul următor, stați așa. După mine mi-am luat în felul următor 2 sticle de apă. Am magneții aici. Și avem 2 tipuri, avem o dată ăsta și o dată ăsta altul. Unul mai mic, unul mai mare. Ăsta care arată în felul ăsta. Pe ăsta mă bazez. Deci, ăștia 2 magneți. Mi-am luat un ciocan după mine și perfect. Ce vreau să fac este să renunț. Să renunț eu ușor, ușor, de așa. O să punem o piatră ceva în asta, că pleacă de pe loc. Uite cum se lipește. Cum se lipesc astea granulele astea de fier de el. Bun, vreau să renunț la asta cu care a venit el. Bă, nici nu știu cum să filmez. Să renunț la asta și să o înlocuiesc. Am luat acum una de la Dedeman și o înlocuim cu asta. E mult mai groasă. Doar ca să nu pierde magnet. Și alta, dar stăm destul de mult cel după el să vină pe comandă și na. Am luat și 2 perechi de mănuși. Un tată acolo cu copilul la pescuit. Și fiți atenți cum am gândit eu combinația la această cu ardelină. Fiind foarte groasă, da? Da. M-am gândit în felul următor. Scot eu nodul ăsta. Așa. Bun. Renunțăm la cu ardelină asta și o băgăm pe asta altă tată. Și la asta vreau să-i fac un felul următor. Eu nu mai leg, doar o las așa și mă bazez full pe ce am luat acum, și anume 2 chestii de astea. Nu știu cum se numesc astea. Bridă zincată. De 8. Avem 2 bridă de astea. Să fie în felul următor. Asta o să vină. Uite aici o punem, uite așa. Asta o să vină desfăcută. Și o punem. Uite aici așa. Punem asta înapoi. Care e invers. Să le cuprindă pe amândouă. Și le apăsăm până intră un pic astea. Bă, să sperăm că nu-mi pierd magnetul și că măsura asta de precauție pe care am făcut-o eu acum este ok. Bun, hai băiatul ăla să... Dacă crede cineva de patentul meu, ați mierdit-o. S-a dus. Bineînțeles că am luat și o cheiță. A, și niște bandeituri era. Albastru și roșu am luat. Și o să-i dăm una aici și una aici sus. M-aș așeza în fund, că nu sunt obișnuit cu adidași ăștia. Sunt niște adidași pe care ai trecut să-i la pierdute. Și vă arăt și de ce am trecut la pierdute. Pentru că s-a mușcat un pic din ei, din material. Nu știu, a dispărut dintr-o dată materialul după mașină de spălat. S-au tăiat, sau... Și am zis, bă, mi-a portat pe acasă și de-aia am ținut. Ia să vedem. Și acum ne apucăm să strângem, nu? Eu zic că asta nu mai pleacă de aici niciodată. Bă, așa arată. Iar asta pot să vă zic eu că nu mai pleacă nicăieri de aici. Hai să-i dăm și niște izolier. Doar așa for fun, ca să arate bine capătul ăsta. Și ce zic? Îl dau de aici până aici. Bă, cred că setup-ul meu de început de magnet fishing, că-ți dai seama, pe parcurs o să vezi. O să-mi dau drumul un pic la treabă.
Eu zic că arată destul de bine și n-am investit foarte mult. Dacă vă interesează despre magnez, despre cordelină, ce am făcut eu aici, costuri și de-astea, scrieți în comentarii acolo, că vă zic cu mare drag. Vă zic și de unde s-ai cumpărat. Eu am găsit un site la mișto. Asta oricum o să fie partea care o să fie în apă mereu, că e vârf. Eu zic că este Gucci. Gata, așa. Bun, băgăm pe asta înapoi. Magnetul al doilea nu-l folosim. Asta înapoi, asta înapoi. Asta e cea. Apelii, hai să ne hidratăm puțin. Doar că e un pic riscant aici. Hai să vedem. Suntem cam gata. Prima aruncare urmează. Am emoții, bă, să moară Gigi, am emoții. O să desfac asta aici. Să nu fie încurcată, să nu arunc cu totul în apă. Uite, de exemplu, aici e un pic. Și ca să pot să arunc ca lumea cât mai departe. Trebuie să o desfac. Așa. Bun. Apoi la lăsăm mai încolo. Asta e capătul meu, de mă interesează pe mine. Prima aruncare de la conacu. Sau să mă duc mai jos, mai este așa. Aș putea să mă duc mai jos. Așa, bătat. Știi că trebuie să-i dau drumul. Ia să-l pierd. Prima aruncare, tată. Sunt curios dacă scot ceva la prima aruncare. Nici nu trebuie să-l las, să nu-l las. N-am scos nimic, nu? Ia. Asta e prima mea aruncare. Ce-am spus? Trei... Ce, Doamne, iartă-mă s-asta? Un cuie. Asta e un cui. Stai așa ca să nu rup gâtul pe aici. Oh. Deja prima mea aruncare e, oră, am scos trei cuie. Oră, nu știu, că e cuie ăsta. Și ăsta ce e aici? Abarnă. Dar am o idee. Fiți atenți aici. Mi-am uitat carabinele acasă. Și voiam în felul următor. În momentul în care lansez mult ăsta, aia s-ar putea să plece după el. Mi-ar fi trebuit o greutate să o țin cu ceva. Hai să coborâm iar jos acolo. Bă, de început așa o să arunc. O să arunc pe aici, pe aproape. Țin piciorul pe asta. Și o să arunc aici, aproape. Și o să stăm așa ușor, ca să învățăm. Vedeți, arunc câțiva metri mai încolo. Las să ajungă pe fund. Fun fact. Noi săream de obicei când eram mici de pe podul ăsta. Nu e mare diferență, nu știu să vă zic. E vreo nici 10 metri, nu știu. De sus de acolo sau de aici. Și la un moment dat aici erau niște grilaje. Când eram eu mic, erau niște grilaje în zona aia, acolo unde e umbra. Și nu ne lăsa. Sper să n-agăț, că nu pot să-l trag dacă agăț așa ceva. La a doua lansare am scos o șaibă. O șaibă, ok. Tot la fel niște fier de ăsta mic. Ah. Nimic, wow. Tot la fel, țin piciorul pe ea
Și încerc să arunc un pic mai, o idee mai în față. Hop! Vedeți? Lăsăm să ajungă jos. Aș putea să dau și de sus cu el. Cred că o să mă duc și sus. Lăsăm să ajungă pe fund. Și acum tragem așa ușor. Se simte mai greuț? Op, op, op. Bă, se simte mai greu, ești nebun? Se simte mai greu, chat. Bă, mamă. Am luat ceva. Nu. A scăpat. Bă, luasem ceva pe el, ești nebun la cap. Bă, mamă, ce feeling. Luasem ceva pe el, o să încerc să arunc tot la fel acolo. Ce luasem oare pe el? Ce-am scos, mă? O scuică. O scuică într-o de-asta, what the fuck? Da, niște fier, nu știu ce-s astea. Niște fier. Încerc să arunc tot acolo pentru că s-a simțit ceva, știți? Ce-am zic? Mă, tot acolo am aruncat. Trebuie o sfoară mai lungă, bă. Next time o sfoară mai lungă. S-a scufundat, s-a scufundat. Și acum tragem. A, ia se simte, se simte, se simte, se simte. Se simte, bă, să moară Gigi. Dar scapă, a? Am ceva pe el. Ceva e în el. Văd că îl aduce încoace ușor, ușor. Nu, m-a scăpat iar. Dar ce-o fi acolo? Că se simte greu când îl trag prima oară. Cred că trebuie să tragi ușor la asta, nu știu, nici nu știu cum, n-am nici tehnică. Am mai luat ceva. Un spiral îndoit, bă, băiatule, bă. Și gută, asta e gută. Pe el. Nu, 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 înapoi, înapoi, te rog eu. Asta e gută. Ok, deci știm că e ceva acolo, dar nu știm unde. Na, acum m-am enervat. M-am enervat un pic, sincer, că mă păcălește. Cred că sunt praguri, știi? Cum e făcută... Cum e făcut fundul apa. Dar o să mă mușim mai încolo. Da, mă, sunt niște praguri ceva, se simte. Că zici că aduci ceva și asta ar trebui să țină pe el magnetul, că e destul de puternic. Și de fapt n-ai nimic așa, agață-n ceva. Uite. Nu știu ce să zic. I'm on, baby, asta contează. Contează că aruncăm, lansăm și s-ar putea să... Scoatem ceva. Dacă mă întrebi ce mi-aș dori prima oară să scot ca și aia chestie tare din apă, că sunt sigur că o să scot, am încredere, un glonț. Și am mai văzut niște băieți care au dat cu magnet fishing, au făcut clipuri și au dat de pe pod direct de sus, de acolo, acolo. Și cred că o să mă duc și în zona aia, în acolo. Sau aici. O să dau și aici și acolo. Hai, tata. Let's go. Iar se simte tare, dar cred că e agățat, e pragul, uite. E pragul. Nu se simte bine, se simte bine. Aha. Nu scăpa, bă. Nu scăpa, bă. Nu scăpa, bă. E ceva în el, tata. Și e ceva mare să moară, Gigi. Ah, fuck! O să arunc tot aici, bă. Că aici scapă. Ia, 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 ia. Ce mă asta, mă? Ce-o fi asta, mă, frate?
Și un capac de ciucă și corona nu scoteam și eu. Încă s-a apăsat butonul de like, băi. Like, să facem like-uri multe. A ajuns pe fund, a ajuns. Hai. Se trage ușor. Și s-o concluz că s-a ciupit deja asta. A, pare că avem ceva. A, nu. Ceva mic. Ceva mic. Cam deja vreo 15 metri de cont. Pescuiesc cu magnetul. Da, nu e nimica în ea. Sau... Ah, încă un șurub. Încă un șurub. Piesa de-asta mică de fier. Praf de fier și chestii micuțe. Ciurubul punem aici, am lăsat acolo. Am venit popor. Și o să dau. Hai să nu mi se agațe ăsta de... Îl simt pe mână. Să dau de popor. Dar prima chestie pe care o facem este... Deci eu am luat ciocanul ăla, ca să înțelegeți, pentru că am văzut mulți care l-au agățat de pod și nu mai puteau. Dar dai cu ciocanul în el. O să-l agăț de aici. Și o să-l leg. Tocmai ca să nu scap în apă. Așa. Să vedem dacă ajunge în apă. Ia. Mamă, mi-e frică de înălțimi. Hai să-l lăsăm în apă. Nu prea pot să vă arăt că mi-e frică de înălțimi. Bă, acum a ajuns în apă și cred că am frânghie, da. Cred că am frânghie perfect. Da, tată, da. Perfect. Perfect, tată, perfect. Hai să încerc și cu GoPro, mamă, mi-e frică de înălțime mie. Să încerc și cu GoPro să vă filmez. Să-l las mai jos. O să-l las, uite, așa. Prima oară, hai să vedem dacă scoatem ceva. Aici e bine că ai chestia asta și poți să iei de aici. Aici nu e chiar ok. Nu se simte nimic la mână. Și prima după pod, nimic, absolut nimic n-are pe ea, bă. N-are nimica. Știm acum că i-am curat bine, că ne ajunge firul, îl aruncăm direct. Dar e nenicul ăla care pescuiește acolo, sărac, uite-l. Îl aruncăm direct, tată. Mamă, uite cum s-a oprit în ăsta, vedeți? Se ducea, pierdeam ăsta. Se mai leg în cotură. Dar de fapt nu pleacă ăsta de aici. Hai că eram și cu gozdanul în spate. Ia uite-l ce frumos am fi. Hai. Hai să vedem. E bine că dacă ar arăgă... O, avem ceva în el, mă? E ceva în el, tată. E ceva în el. Mă, mă! Nu, a scăpat. Bă, oare ce era? Oare pot să lansez de sus fără să o mai scot de tot? Tot nimic n-am în el, bă. Tot nimic. Dreacu, dreacu, de nebunii, dreacu. Mamă, ce tare! Se oprește fix în asta aici. Mamă, ce îmi place să mor eu, îmi place mult rău de tot. Chiar mă, nu știu, îmi dă un vibe bun așa să fac asta.
Ia stai așa, hai să încercăm să-l tragem. Și mai lăsăm pe, îl lăsăm iar jos. Încerc și eu diferit, îmi fac un stil. Când eram mic, sper să vedeți unde sunt blocurile, da? Deci blocurile se termină, sunt dreapta-stânga, da? Când eram mic, între blocul ăla și pădure, e un gap mic, ok? Dar nu se vede nimic. Începe pădurea, foarte puțin în stânga, de acolo făceam baie, era la 700 se numea. Iar luând-o pe mal, mergi ceva, era la malul spart. Ia să-l fac eu și pe ăsta la altumă, pe ăsta mic. Dacă toți suntem aici, așa. Bun. Trebuie să desfacem toată asta. Așa, o să o legăm de aici. Acești nu-i trei noduri, că ăsta e doar ca să nu sară pe ăsta. Hai să-l băgăm și pe Brickindel în acțiune. Șut! Și gol. Mamă, unul lângă altul i-am pus. Hai, tată. Mie că să-l lipesc pe fundul apei, sincer. Hop! Băi, e ceva aici, dar nu-mi dau seama ce e. Mama, acum a început activitatea, trag la două deja. Ia să-l vedem pe prichindelul ăsta, cum ar fi să scoată ăsta ceva. Ia, vezi bă, că se simte din primul ăsta. Ah, fuck. Fuck. Prima aruncare a lui prichindelul. Și n-avem decât niște nimicuri. Gata acolo aproape pe ăla. Bă, cred că trebuie să arunci într-una, aia e faza, ce-o fi, o fi. Nu se simte nimic, bă. Îi dăm drumul iar. Se simte ceva tare. Dau un pic drumul, poate la gata mai ca lumea. Da, mă, se simte ceva. Se simte ceva sumaros. Da, mă, ești la suprafață. Încerc să nu trag prea tare. Iese. Hai că se mișcă. Simte la mână că se mișcă. E în el. E prins ca lumea, cred. Vine și... Nu știu ce am scos, dar am scos ceva. Hai să vedem ce e prins în el. E o tablă ceva mare. Prima captura mea mai mare, bă. The fuck? Ce-o fi, bă, în ea? E o tablă de cuptor. Tavă, ce e? Ia să vedem ce-am luat. E o ușă, c***e. Băi,
Asta e o... E o ușă, da. De sobă, de ce? Că de safe nu e. Cu toți ne-am dorit să fie de safe. Și e grea să răfie. Hai să vedem la următor. Hai să-l arunc. Și o nouă arunc. Care? Mamă, nu ne-am aruncat să moară Gigicu. Îl tragem foarte ușor. Poate vine de pe fund. Și poate agață ceva în mers. A, pare ceva. Pare că are ceva în el. Dar mie să nu fie tot în zona aia. Da, mie că e tot în zona aia. Mie că e tot în zona aia și nu putem să scoate. Da. No, nu mai are. Da. Am luat o plasă cu pește în ea. What the fuck? O plasă cu pește în ea. Băi, ești nebun, am luat o plasă cu pește în ea. Băi, ești prost, am scos pește la Magnet Fishing. Mă iubește Dumnezeu. What the fuck? Am prins 4 pești într-o singură lansare cu magnet mic. N-am, mă, frate, na. Pescar adevărat. Dar cine bagă așa ceva? Ăsta trăiește. Cine bagă așa ceva, bă? Să le luăm și le aruncăm la un coș de gunoi. Da? Bun. 4 pești, tată! Ia să vedem. Bă, de când l-am schimbat pe ăsta, pare că scoate chestii. Ce avem noi aici? Aurul pescarului! Bă! Ce punguța asta mică, mă, frate? Mamă, bă, ia stați-mă așa! Ia uitați-vă, bă, băiatul! Un forfac de la pe vechi. Coace multe, coace. Ia să vedem ce avem aici. O frânghie. De ce a făcut cineva așa ceva, mă, frate? Deci ăsta e un forfac întreg de la pe vechi, cum se făcea, rupt probabil. Ăsta și aici. Ce e asta, mă, frate? Băi, ce a legat, mă, omul ăsta aici? Ce e, mă, asta? O piatră. E o piatră, mă, frate, e folosită pe post de greutate, ești nebun la cap. Doamne! Și-a legat funia, mă. Ce faci, mă? Nu mai da asta, ce am face? Nebunule. Ei zic cu noroc că am luat podcova, tată. Gata, vine acum și bicicleta. Da, mă, da. Stai să mă, cât timp avea asta în apa asta, mă, mâncați-și gura ta aici.
Am făcut un leu. Uite, mă. Și am făcut eu combinația asta. Știi, aici l-am legat eu așa și am dat niște asta. Dar ăla la altul... Știi ce să-i faci mai bine aici? A. Te duci la Brico sau la Dedeman. Așa. Și ei... Hai să-l lasă-mi de la... Așa. Și ei vezi că este o... E bandă de aia termoizolatoare care se încinge la flacără. Se strânge. Așa. Și ține mult mai bine ca scoci, că ăsta la apă o să dezlipească. Păi, ok. Dar nu e de aia de topești? Nu! N-am eu pus ala. Ia fii atent, mă, stai așa. Oricum, aia i-am pus-o eu de... Așa să arate bine. Dar uite, fii atent ce am făcut la asta, ia uite. Asta e baha. Și vreau să-mi iau de la mare, am crezut că asta mi-ajunge. Nu, asta e să-mi lipesc. Mai bari? Da. Da, e bună asta. A, mă, nu-mi pleacă, i-am pus două... Nu da, mai, ești nebun. Da. Și am pus eu de asta ca să fie așa, mai grupată și ea. Da, să fume șoțile. E bine că ai avut unde să le... Fiți atenți aici ce scoatem. E o pungă cu ceva, cred. Sau e un fier, nu știu. Hai să vedem ce scoatem acum. Trebuie să mă văz, mă, și cu GoPro, că e prima oară când filmez cu el, nu știu. Cred eu le mai țin mai sus, nu se văd pe cameră, da. Păi nu, e că acum, când intră sub pod, aici o iau, așa. Ca mă bazez pe o bară asta, știi, ca scripetele. A, nu, e, mă, e o bucată dură. Ma. 50 de bani. 50 de bani, 50 de bani. Ah. Oi, 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 oi. Ia să vedem, e cater? Cater, mă. Bă, măcar nu mai e poluare multă în apă. Ia vezi, bă, pe domnul Cateru. Vezi că ăsta e șmecher? Nu e de mult în apă. Are ceva de fapt. Vezi, mă, că are lamă, ești nebun la cap? Un cater. Ce mai avem pe aici? Ce bilă asta? Bilă de pântarea că aia mai niște șaibe, piulițe. Acum l-ai editat. Oho! Avem treabă. Au venit și primii bănuți, tat. Primii bani din Magnet Fishing. Dar nu sunt ăștia... Bă, ăștia sunt acum, nu? 10 bani, da. Bă, da, ia uite-te că parcă nu e ce trebuie. E de-aia vechi, mă, Octavie. S-a corodat. S-a corodat? 2016. Scrie pe ea? Da. Da. Mago aici. Bă, ce mă gândesc eu când scot de-astea, orice scot. Și când eu fi aruncat acolo, cine? La alea mă gândesc, numai la de-astea, nebunesc. Da. Bine, eu sunt și Dan Blagit cu asta. Mai merităm acum, le-ai dat și eu. Ăla, așa, în pădure. Da, am vrut să-mi iau înainte de asta, dar fii atent. Autorizație, înregistrare. Găsești de-alea, te duci, ești nebun pe câmp. Mai ales dacă vrei să filmezi, îți trebuie neapărat aia, că te toarnă și ai venit. Păi da, dar bă, eu cred că... Așa mai te duci. Eu cred că oamenii care zi, care găsesc ceva, nu filmează. Nu o postează. Cred că le țin ei și le vând pe piață neapă. Da, decât dacă le returnează filmele, știi? Da. Ne-am strâns, m-am pregătit să strâng, gata. Pentru prima ședință e foarte bine. Oh, și mănușile. Ah, și apa de mi-a adus Octavicu. Ios dănelul nostru. Oh.
cuiul a lăsat acolo. Dar e pe margine și mergem să traversăm. Mergem aici lângă scooter. Și merg să le iau și pe alte. Gang, gang, gang. Și o să-i aruncăm pe ăștia la gunoi. Hai, ok. Asta e aici. Ăștia îi luăm să-i aruncăm la gunoi. Și asta e prada de astăzi. La prima mea partidă. Deci, ce a reușit asta să scoate? O bucată mare de fier, o ușă, capac, cuie, am mai scos cuie, mai sunt sub pop câteva, niște de-astea de fier, o altă bucată de fier mare, niște roți cu un rulmen, nu știu, un cater, un forfar de la vechi, încă un fier, o potcoavă și tot la fel fiare de-astea mici. Ăsta am folosit vlogul, frații mei. Pentru prima partidă, eu zic că este foarte ok. Învăț și eu. O să-mi iau unul mult mai mare, o să-mi iau un magnet mult mai mare, să putem și schimbăm în altă parte locația unde mergem. O să mergem în mai multe locuri. Mă ajutați și voi în comentarii, da, cu locație. Și nu uitați să mă susțineți cu un like, un comentariu acolo, că mă ajută mult, și o distribuire la acest clip să vadă și prietenul tău. Ciao, v-am pupat!